Ipoteza ca SARS-CoV-2 să fie produs în laborator este puțin probabilă, arată raportul efectuat de echipa OMS, care a mers în China pentru a investiga originea coronavirusului. În schimb, transmiterea virusului la oameni de la un animal este o variantă foarte probabilă. 219 amenzi în valoare de 99.000 de lei au fost date în urma protestelor de ieri seară în 24 de localități din țară. Peste 4.000 de români au manifestat împotriva noilor restricții. Iar Venezuela vrea să plătească vaccinurile împotriva COVID-19 cu petrol, propune președintele Maduro. Până acum, Venezuela a primit seruri doar de la aliații săi, China și Rusia. Donald Trump și-a început campania electorală la o nuntă găzduită în complexul lui Mar-a-Lago din Florida. Trump a urcat pe scenă și a vorbit despre greșelile pe care le face Joe Biden, dar și despre voturile fraudate. Iar italienii din Roma și Milano, orașe aflate în zona roșie, au luat cu asalt Sardinia și Toscana în acest weekend. Peste 1.000 de persoane au ajuns în Sardinia, singura regiune fără restricții din Italia. Știi.